Mă numesc Păunoiu Florina, am 45 de ani, sunt din Curtea de Argeș, județul Argeș. Am devenit asistent maternal în anul 2020. Am avut în plasament doi copii, o fetiță și un băiat. Au stat la mine, să zic așa, 6 săptămâni, după care au fost reintegrați în familie. După aceea am luat un băiat de 14 ani cu niște probleme de sănătate, dar care s-au rezolvat, iar calitatea vieții este una foarte bună acum. Cursurile m-au făcut să înțeleg mai bine psihologia copilului, făcut schimb de experiențe. Întotdeauna cred eu că abilitatea de a crește un copil trebuie perfecționată. Mă numesc Coșocariu Florentina, am vârsta de 45 de ani, sunt asistent maternal din județul Argeș. Pentru mine cursurile au fost foarte bune. Un schimb de experiență foarte plăcut, ne-am făcut prieteni, ne-am făcut cunoștințe. Eu fiind nouă meserie, acum am cunoscut mai mulți asistenți maternali. Am rămas cu foarte multe povești ale celorlalți asistenți maternali. O doamnă care, la fel ca mine, a avut mai mulți copii cu probleme. Și făcând schimb de experiență, de vorbit, vorbeam, discutam, ne spuneam cazurile unui altuia. Mai veneau și domnii formatori în completare cu ceea ce trebuie să facem când întâlnim astfel de cazuri. Nu știu, pentru mine a fost o experiență care efectiv m-a ajutat. Chiar o anumită chestie pe care domnul formator ne-a explicat-o și ne-a spus, am venit acasă și am făcut-o cu Ana. Ana fiind ultima fetiță. Și au dat adarul de 100%. Numele meu este Ramona Tudose. Am aproape 40 de ani. Sunt asistent maternal de puțin timp, însemnând un an și 4 luni. În prezent am în plasament un băiețel de aproape 2 ani, un an și 11 luni. L-am luat de la 7 luni. Un băiețel foarte bolnăvior, pe care l-am acceptat din momentul în care l-am văzut în spital și mi-a fost prezentat cazul. Nu am stat foarte mult la discuții, dat fiind faptul că el este o bombonică de băiat. Lumea în care trăim, generațiile care vin, sunt în continuă schimbare, iar necesitatea formării și necesitatea acestor cursuri este esențială din punctul meu de vedere. Mai ales în momentul în care toate cursurile sunt ținute cu psihologii, ne pot învăța foarte bine exact cum să acționăm sau cum să gestionăm situațiile care pot fi un picuț tensionate sau mai dificile. Sau, de exemplu, și la copilul pe care l-am în plasament, el la un moment dat va avea nevoie de o consiliere psihologică, repede, din cauza bolii, din cauza tratamentului acesta, poate da anumite efecte adverse, iar el, ca și persoană, în momentul în care va crește, nu știu cum va reacționa când va afla boala de care suferă, știind că este o boală fatală. Iar el va avea nevoie de consiliere psihologică, iar toate cursurile acestea pentru mine sunt cât se poate de benefice. Și la fel, asistenții maternali, și cei din mediul urban, și cei din mediul rural, trebuie să se adapteze. La cursuri s-a pus foarte mult accentul pe copil, pe nevoile copilului, dar în același timp și pe noi. Doamnele care ne-au ținut nouă prezentările și întregul curs, psihologi de meserie, au știut cum să îmbine nevoile copiilor cu asistenții maternali, ce trebuie să facem noi. Și, într-adevăr, cheia principală sau ce mi-a rămas în cap este răbdarea.